Numărul locurilor fără taxă la masterat scoase la concurs de Universitatea Ștefan cel Mare va fi cu 28% mai mare decât anul trecut. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a alocat Universității Sucevene 435 de locuri fără taxă la masterat pentru următorul an universitar. 400 de locuri au fost distribuite pentru absolvenții români, iar 35 de locuri sunt rezervate pentru etnicii români cu cetățenie străină sau pentru cei cu domiciliul în străinătate. Oferta USV este completată de 1070 de locuri în regim cu taxă pentru cele 38 de programe de masterat acreditate de minister. Taxa variază de la 1600 la 2700 de lei în funcție de programul de studii de masterat ales. Cele mai multe locuri fără taxă au fost alocate Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Facultății de Științe Economice și Administrație Publică. În sesiunea de admitere, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava va scoate la concurs pentru studiile de licență 1136 de locuri la buget și 2242 de locuri cu taxă la 48 de programe de studii.